La Brănești, Dâmbovița, în perioada 8-9 septembrie s-a desfășurat Zilele Comunei. A fost cea de-a 14-a ediție, la fel de reușită. Oamenii s-au adunat în număr mare, bucurându-se de programul special oferit de Primăria Brănești pentru ca sărbătoarea să rămână în amintirea lor. Voia bună s-a văzut la toată lumea, de la cei mai mici până la cei mai mari. S-au distrat alături de artiști întregiți de la nivel local și național. Într-o zi de mare sărbătoare, alături de localnici au fost și oameni importanți din politică, senatori și oficialități județene. Vreau să, în primul rând, să urez locuitorilor Comunei Brănești la mulți ani cu ocazia Zilei Comunei Brănești. Am avut oaspeți de seamă de la Consiliul Județean și de la Târgoviște cu deputați, senatori. Ne bucurăm că au putut fi alături de noi și că ne-au onorat cu prezența în această zi de sărbătoare. Vreau să le spun cetățenilor să aibă încredere în noi, că împreună cu dânsii și cu echipa de consilieri de la Consiliul Local vom realiza tot ce ne-am propus în program, astfel ca în 2020 să ieșim cu fruntea sus din acest mandat. Cu ce i-ați întâmpinat pe locuitori de Zilele Comunei? I-am întâmpinat cu un program artistic cu artiști binecunoscuți, Ileana Lăceanu, Paula Seling, Mariana Stan, Rodica Voicu și mulți alți artiști foarte cunoscuți la nivel național. Și sărbătoarea Comunei se află la ediția 14-a și sperăm să o ținem tot așa cât vom putea. Locuitorii se arată mulțumiți. Da, mă bucur că au venit într-un număr atât de mare, de aceea am și organizat-o pe durata a două zile. Cu această ocazie, primarul Ion Preda a vorbit despre noile proiecte pregătite pentru cetățenii Comunei Brănești. După cum se știe, Comuna Brănești e afiliată la Galul Valea Ialomiței. Avem depus un proiect de sensibilizare ecologică prin care vom cumpăra europubele, coșuri de gunoi și băncuțe stradale. Un proiect în valoare de aproximativ 50.000 de euro. De asemenea, prin PNDL suntem beneficiari a două proiecte, modernizare șanțuri, aproximativ 6,7 km de șanțuri dalate și modernizarea iluminatului public, schimbăm acestea clasice cu din acelea tip LED. Acestea, dar și multe alte proiecte sunt pregătite pentru ca traiul și condițiile oferite cetățenilor să fie din ce în ce mai bune.